Astăzi vom discuta despre adjectiv, pentru mai mult parte teoretică. Conform GLR-ului din 2008 al Academiei Române, adjectivul este clasa cuvintelor flexibile subordonate substantivului, acordându-se cu acesta și limitându-i extensiunea prin atribuirea unei informații specifice. Bun. Conform cursurilor doamnei Miron, identificăm o definiție conceptuală din punct de vedere morfologic și alta din punct de vedere sintactic. Morfologic, adjectivul se caracterizează prin prezența categoriilor de gen, număr și caz, la care se adaugă categoria comparației, iar sintactic, adjectivul este dependent de un regen substantival, pronominal, de la care preia prin acord trăsăturile gramaticale de gen, număr și caz, aici fiind vorba de o dependență unilaterală, situație în care adjectivul actualizează poziția de atribut, sau preia prin acord genul și numărul. Dacă este vorba de o relație de dublă dependență, avem poziția de nume predicativ sau element predicativ suplimentar, cazul nominativ fiind impus prin erecțiune de către centrul verbal. Tipologia adjectivelor. După structură, adjectivele se clasifică în adjective simple, precum frumos, blând, verde, albastru, roșu, adjective compuse, roșu închis, verde deschis, sau locuțiuni adjectivale, unde mi se era câteva exemple, precum de seamă, de geniu, de treabă, de nimic, din alea ca aceea, de prost gust în toate mințile, cu frica lui Dumnezeu, cu nasul pe sus, la locul lui, în doi peri, la fel de fel de. Bineînțeles că mai sunt și altele. După criteriul etimologic, adjectivele se împart în adjective propriu-zise, da, calm roșu, sau adjective provenite prin conversiune din participiu, hoituit. Acestea din participiu sunt cele mai comune, mai există și din gerunziu, foarte puține. Sau din pronume, casa mea, profesorul însuși, această carte, nicio casă, orice student. După criteriul pragma-semantic, adjectivele se împart în adjective calificative și adjective relaționale sau categoriale. Aici trebuie să pun o virguliță. Dar am uitat? Da? Deci adjective calificative sau relaționale categoriale. Da? De ce relațional categorial? Același lucru. Adjectivele calificative indică o caracteristică esențială a termenului în care la care se raportează, fie că este vorba de formă, dimensiune, culoare sau de proprietate, în sensul larg al cuvântului. Și câteva exemple ar fi mare, mic, frumos, urât, străveziu, înalt, acru, dulce sau irascibil, cum am spus, da? Deci, caracterizează un termen anume. Nu știu, copil mare, băiat mic, da? Caracterizăm. El prezintă și variații de grad, iar în acest caz, adjectivele calificative devin gradabile și avem exemple mai rapid, la fel de rapid, din ce în ce mai bătrân, da? Arată grad. Adjectivele relaționale indică o relație prin definiție non-graduală, da? Deci dacă la calificative aveam grad, aici nu avem grad, cu referentul numelui de la care sunt derivate. Ele constituie echivalentul sintactic și semantic al unui atribut, da? Deci calificativele ocupă funcția de nume predicativ, iar cele relaționale sau categoriale de atribut sau al unei subordonate relative. Și avem exemplu, acid clorhidric, navă maritimă, magazin sătesc, studiu lingvistic, congres regional, profesor universitar. Bineînțeles că am extras și câteva exemple din cursul doamnei profesoare. Rasă, cabalină, un obiect metalic, da? Încă un lucru despre aceste tipuri de adjective. Ele nu pot ocupa poziția de nume predicativ, pentru că nu putem spune nava este maritimă, magazinul este sătesc, acidul este clorhidric, da, deci este atribut. După numărul de forme lecționare pe care le primesc, adjectivele se împart în adjective cu patru forme, spre exemplu, alb, albă, albi, albe, ars, arsă, arși, arse, muncit, muncită, munciți, muncite, da? Patru forme. Trei forme. Următor, următoare, următori. Cenușiu, cenușie, cenușii. Românesc, românească, românești. Drag, dragă, dragi. June, jună, juni. Și cele care
au două forme mare, mari, greoi, greoaie, gălbui, gălbuie. Și în ultimul rând, adjectivele cu o singură formă, adică invariabile, pleo, cool, cum se cade, dita, mai mini, mișto, nașpa. Bun. Câteva funcții pe care el le poate avea în propoziție, în prezența unui verb copulativ, a fi, a deveni, a ajunge. El este o poziție de nume predicativ, este vesel, devine interesant, se face mare, pare imposibilă. Bun. El este circumstanțial de cauză de plină, de neatentă, da? Aici, complement predicativ al obiectului, în exemple precum de bună, drept prefăcută, da? Și predicativă suplimentară, o consider ca drept foarte inteligentă, când apare ca și drept, deci astfel identificăm predicativa suplimentară, EPS-ul. Și am adus un exercițiu care l-am extras din morfosintaxa limbii române, care îl propun să-l rezolvați și să vedeți dacă reușiți să identificați mai multe adjective și să le caracterizați. Se spune sunt simple, da? Bun, și dacă v-a plăcut, dați like, share, subscribe. La un moment dat voi face o serie în care vom rezolva toate exercițiile care vor apărea pe parcurs.